Era 2010 când Delia vizita un club de karaoke din centrul vechi al Bucureștiului. Se întâmplă foarte des ca eu să fiu în centru vechi și sâmbătă seară și vineri și joi și oricând. Proprietarul clubului nu era nimeni altul decât Răzvan Munteanu, cunoscut ca om de afaceri implicat în domeniul imobiliar. Am făcut o agenție imobiliară, vindeam apartamente, case, vile, până când a venit un fond de investiții care a cerut terenuri. Prin 99-2000 nimeni nu cumpăra terenuri. Ce tare! Deci dacă ai fost acolo, e clar. Da, am fost acolo. Cei doi s-au căsătorit după 2 ani și par să fie într-o continuă lună de miere. Criticați adesea pentru faptul că nu și-au început încă o familie, aceștia aleg să își ocupe timpul călătorind în întreaga lume și focusându-se în mod exclusiv pe carieră și business. Fiecare lună sunt însărcinată. Da. Am avut până acum toate sarcini, tot. Nu mai am reacții. Acum are soțul reacții întârziat și cumva a început să-l lovească până